Să spun eu că, domnule, sunt fericit că trăiesc într-o țară care e condusă de Marcel Ciolacu. Pot să spun chestia asta? Eu nu pot să spun. Nu pot să spun. De la vânzător de covrigi să ajungi prim-ministru e o chestie care nu mă interesează pe mine. Nu se poate așa ceva. Asta e nenorocirea noastră, nu știu ce. Ce-au făcut? Fii foștilor comuniști, comuniști ei la rândul lor, au făcut ce au făcut, au pus mâna pe putere, noi am fost fraieri și ne vedem de profesiile noastre că le iubim și care nu aveau nicio profesie decât că erau numiți prin filiațiune, moștenitori. Au pus mâna pe putere, au furat toți banii, suntem în gropi în loc de autostrăzi. Și n-avem industrie din cauza că au luat-o aici și au vândut-o la fier vechi. Și încă multe altele pot să le număr aici, dar nu mai are niciun rost. Pe mine nu mă interesează, nu mai am mult de trăit și nu fac niciun fel de plan de viitor și nici o încredere în viitor nu am cu ăștia la conducerea statului.